cabană plină de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vin o să te distrezi. Clounela! Te fac să zâmbești! Mirabela! Eu cred în povești! Și Zorela! Hai să fim cu minți! Gogoniel! Nu mă spăl pe dinți! Pe planeta Clounela toți suntem aici! Cei mai buni amici pe planeta Clounela, cu toții cântăm. Pe planeta Clounela mereu ne distrăm. La 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 la. Atenție! Pregătim inimioarele pentru că urmează rubrica Mulțumesc! Rubrica Mulțumesc pentru toți patronii Clounela care au decis să susțină acest proiect pentru Teatru Planeta Clounela și Trupa Planeta Clounela. Iată cine sunt ultimii patroni care au venit în familia Clounela. Irina, Camelia, Cami, Dumitrița Albu, Mihaela Nartea, Margarita Druță, David Irina și Aliona. Dar să știți că de astăzi unei patroni îi vom numi cu numele copilului, pentru că ei sunt cei care ne urmăresc, pentru ei Planeta Clounela creează în continuare și se dezvoltă. Iată de ce copilul împreună cu părintele au decis să renunțe la o înghețată sau la o ieșire la terenul de joacă pentru a susține în continuare proiectul nostru. Pentru voi avem enorm de multe inimioare, multe, multe pupici și îmbrățișări. Și iată cine sunt acești copii. Bia, Evi și David Stamati din Irlanda. Codrean Emilia de 4 ani. Balaur Bogdan de 9 ani și surioara lui Mihaela de 2 ani. Corcodel Mihai de 5 anișori și frățiorul lui Darius de 2 ani. Lupanciuc Iuliana de 5 anișori. Comendant Maria Cătălina și surioara Iulia Smaranda. David Banaga de 8 ani din Marea Britanie. Victorița Zubkov de 4 anișori. Melissa Dediu, de 3 ani. David B., așa semnează el, de 5 anișori și surioara lui Eva, de 3 ani. Bogdan Ionel, de 5 ani, din Irlanda. Elizabeta Makarenko, de 4 ani. Emi Grama, de 2 anișori. Ciuntu Vlăduț, de 4 ani. Donțier Delia, 4 anișori și surioara Amelia. Ionuț Darie, 8 ani și fratele Matei, de 5 anișori. Nikita, de 7 anișori și surioara Daria, de 2 ani din Olanda. Andreea Plăcintă, de 3 anișori. Eva Ilinca, 4 ani. Simon Emil, 5 ani. Bahova Anastasia, de 4 ani din Turcia. Delia Buza, de 3 anișori din Olanda. Teo Babin, 3 ani. Și Mia, 5 anișori. Și Emma Jovmir, de 4 ani din Germania. Pentru voi, dragii noștri, aplauze! Mulțumesc și te iubesc! Vă mulțumesc enorm de mult că sunteți patronii Planeta Clounela și cu ajutorul vostru, cu suportul financiar pe care îl faceți lunar, noi, Planeta Clounela, putem să ne dezvoltăm mai departe. Vă mulțumesc și vă aștept cu drag și pe voi să fiți patronii Clounela. Bine te-am găsit și un salut! Te iubesc, te ador, te pup! Bine ai revenit la Povești cu Clounela! Povestea de astăzi m-am gândit foarte mult pentru că este ziua familiei. Iată de ce, în primul rând, vreau să vă felicit pe
toți voi, să vă spun la mulți ani și să păstrați familia voastră, să păstrați căldura, dar nu doar să o păstrați, dar și să plantați acolo multă iubire, prietenie, sinceritate, iertare și dragoste. Și apropo, trebuie să știți că voi, fiecare din voi, cei care mă urmăriți chiar acum, sunteți parte din familia noastră. Pentru că ne urmăriți și noi îi acceptăm cu mare drag pe toți pe planeta noastră, planeta Clownela. Acolo toți suntem o familie mare, mare! Mult m-am gândit astăzi la o poveste pe care să o citesc, dar nu am găsit una anume despre familii, dar am găsit o poveste despre o broască țestoasă pe care o cheamă Franklin și care reușește să iasă dintr-o încurcătură cu ajutorul mamei și a tatălui. Iată de ce m-am gândit că e bine să o citesc anume astăzi de Ziua Internațională a Familiei. Așezați-vă comod și haideți să vedem istorioara lui Franklin și minciunica lui. Haideți să înceapă povestea. Franklin putea singur să-și dea drumul la vale de pe malul râului. Putea să numere înainte și înapoi. Putea să tragă fermoarele și să închidă nasturii singurel. Putea chiar să-și înnoade și returile la pantofi. Dar Franklin nu putea să înghită 76 de muște cât ai clipi din ochi. Și asta era o problemă pentru Franklin, pentru că zicea că poate, le spuse tuturor prietenilor săi că poate, numai că Franklin îi păcălise. A zis o minciunică. Și totul a început cu ursache. Acesta se lăuda așa. Eu pot să mă sui în cel mai înalt copac. Și se cățăra în vârful unui pin. Deci el chiar putea să urce într-un copac înalt. Apoi șoimuleț. El se dădu mare și tare și a spus așa. Pot să zbor până dincolo de zmeuriș, fără să dau măcar din aripi. Și se înălță deasupra pădurii, trecând în zbor peste pajiștea cu fructe de pădure, fără să îi se zburlească vreo pană. Una peste alta zise și castoraș. Eu pot să dobor un copac cu dinții. Ronțăi dintr-o parte, apoi din partea cealaltă, așchile zburau în toate direcțiile, pomul căzu la pământ, deci castoraș reușise. Și, mai zise el, pot să-mi fac propriul meu baraj. Ce bravo e castoraș! Franklin nu putea să se urce în copaci. Franklin nu putea să doboare un pin. Franklin nu putea nici să zboare. Uită chiar și ce era în stare să facă. Așa că inventă ceva pe loc. Eu, Franklin zice, eu pot să înghit 76 de muște cât ai clipi din ochi. Prietenii săi au rămas surprinși. Uitați-vă la mine, a zis Franklin. Franklin înfulecă 2, 4, 6 muște. Gata! Dar au fost doar 6, au zis prietenii. Păi, dacă doar atâtea zburau prin aer, a răspuns Franklin. Și le-am mâncat pe toate într-o clipită. Nu-i așa? Aș fi putut să mai mănânc încă câte? Din 76, dacă am mâncat 6, rămân câte? 70, corect. El a zis că aș fi putut să mai mănânc încă 70, dar nu erau pe aici. Hai să vedem, a zis castoraș. Franklin se încruntă. În niciun caz nu ar fi putut să înghite 76 de muște cât ai clipit din ochi. Sub nicio formă. Pentru că nu era un adevăr, era o minciunică. Seara, la masă, Franklin nu a avut poftă de mâncare. Ce s-a întâmplat? L-a întrebat mama. Nu pot să mănânc 76 de muște cât ai clipit din ochi.
Oh, nici eu n-aș putea, i-a spus tata. Nici eu nu aș putea, i-a răspuns mama. Da, dar voi nu sunteți obligați să o faceți, a spus Franklin amărât. Pe când eu, da, și Franklin le povesti toată întâmplarea cu muștele. Mama lui dădu din cap, iar tatăl său mormăi ceva. Dar eu știu că tu ai o imaginație bogată, a zis tatăl. A doua zi, prietenii săi îl așteptau nerăbdători. Castoraș avea o surpriză pentru el. Mănâncă-le, îndrăzni să zică. În mână ținea un borcan plin cu muște. Câte credeți că erau acolo? Câte? Exact, 76. Franklin își înfășură un fular din lână de două ori în jurul gâtului. Nu pot, se chinuie el să zică. Mă doare în gât. Prietenii săi au râs. Franklin se simțea îngrozitor. Nu putea să mănânce, nu putea să doarmă, nu se putea gândi la nimic altceva decât la muștele alea și la minciuna pe care o spuseră. Aș putea exersa până voi reuși să înghit 76 de muște într-o clipită, s-a gândit atunci Franklin. Tatăl i-a zis, ai putea, dar ți-ar lua o grămadă de timp, Franklin. S-a mai gândit Franklin. Aș putea să nu mă mai joc cu prietenii mei, i-a spus mamei. Ai putea, dar te-ai simți singur, dragul meu. Păi aș putea să le spun că am mințit, a zis Franklin. Ai putea, i-au spus părinții lui. Și apoi le-ai putea arăta ceea ce poți cu adevărat să faci, i-au spus părinții. A doua zi, prietenii lui erau în așteptare. Nu pot să mănânc 76 de muște într-o clipită, a recunoscut Franklin. Așa ne gândeam și noi, au zis prietenii. Dar pot foarte bine să mănânc 76 de muște. Prietenii săi au oftat. Adică diferența e în felul următor. A mânca într-o clipită e ca și cum am dat din ochi, uite așa, hop, și a trecut o clipă. Dar el a zis că poate mânca 76 de muște, doar că nu într-o clipită, într-un timp mai îndelungat. Pe bune! Chiar pot mânca 76 de muște, a zis Franklin. Franklin se repezi spre casă. A luat muștele de la castoraș pe care le avea în borcan. Un castron, niște făină, lapte, ouă și miere. A turnat, a amestecat, a întins și a copt. În cele din urmă a fost gata. Priviți la mine, zise el, dând pe gât plăcinta cu muște. Deci ce a făcut el? O plăcintă cu muște! Bine, broaștele țestoase ador așa ceva. Gata, a zis Franklin, lingându-se pe buze. Extraordinar! Ce altceva știi să faci? A întrebat Ursache. Deci el a ieșit din încurcătură, da? A înghițit 76 de muște, doar că nu așa pur și simplu. A făcut o plăcintă din ele. Franklin se fălea cu succesul obținut. Aproape că îi venea să spună că e în stare să înfulice nu o plăcintă, dar două dintr-o dată. Însă apoi s-a mai gândit odată și tăcu. Chiar și o brăscuță țestoasă se plictisește în cele din urmă să tot mănânce plăcinte cu muște. Uite ce a pățit Franklin și împreună cu prietenii lui și cu minciunica pe care el a scos-o. Ceea ce vreau să atrag atenția e modul cum Franklin împreună cu părinții lui a reușit să rezolve, să elibereze această minciunică. Ce a făcut el? În primul rând, Franklin a avut încredere în părinții lui și le-a povestit istorioara, povestea și ce le-a spus el prietenilor săi. Într-al doilea rând, atunci când s-a gândit că ar putea să exerseze foarte mult până va reuși să înghită muștele,
tata i-a dat un sfat. A zis că da, ai putea, doar că asta va lua foarte mult timp. Apoi s-a mai gândit că ar putea să nu mai prietenească cu ei, adică cu prietenii. Și mama ce i-a zis? Da, ai putea, doar că o să te simți foarte singur. Da? Deci, părinții noștri sunt cei în care trebuie să avem încredere, pentru că ei ne doresc tot binele din lume și cu siguranță atunci când avem nevoie de un sfat, ei sunt cei mai potriviți să ne le ofere. Acum mergeți și îmbrățișați pe părinții voștri și spuneți-le cât de mult te iubiți. Eu, Clounela, vă transmit inimioare pline de iubire de aici, de pe planeta Clounela, pentru toți, toți, toți voi. Pupici! Pa! Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma Patreon. Devino patronul Clounela. Ce înseamnă să fii patronul Clounela? Presupune o contribuție de minim 3 dolari pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clounela și trupa Planeta Clounela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Salutare! Eu sunt Clounela, ador cărțile și poveștile. Iată de ce, seară de seară, dau o întâlnire tuturor copiilor pe canalul nostru de Facebook și Instagram într-un live, unde discutăm despre cărți și tot ceea ce ne înconjoară. Iar la 21.00 ne întâlnim la povești cu Clounela, unde voi citi cele mai frumoase, educative și interesante povești pentru copilul tău. Abonează-te la canalul nostru YouTube Trupa Planeta Clounela ca să fii la curent când începe povestea. Eu te pup și te aștept la Povești cu Clounela. Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Cu zori și până noapte, voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Mama, nu mai vreau bomboane și nici telefoane, vreau doar timpul tău. Eu sunt
sunt Clownela și scrie în bara de căutare Planeta Clownela ca să dai de canalul nostru de YouTube. Te aștept cu mare drag acolo. Abonează-te! 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 Abonează-te!